Domnului României. Ne-am săturat, așa cum a spus și colegul meu, să mai fim bătaia lor de joc. Ei refuză să respecte legea. Noi suntem obligați, prin natura meseriei, să respectăm legile țării. Guvernul României refuză să aplice legea salarizării unice și practic ne fură la bani. Am decis să protestăm, nu mai suntem de acord cu așa zisa politica lor privind doar pe polițiști, pentru că noi suntem cei mai abuzați, pentru că alte categorii de bugetari sunt la zi privind legea salarizării, la nivelul anului chiar 2022, cu câțiva ani în urmă li s-au aplicat lor aceste măriri salariale. Domnul ministru a indus în spațiul public ideea că noi vrem salarii mari. Nu, noi vrem doar să se aplice legea salarizării și atât. Am început în 1 decembrie prin aplicarea de avertizmente, preponderent. Este o măsură legală, nici de cum spunea ministrul finanțelor că nu au voie polițiștii să facă acest lucru. Este un protest perfect legal. Mâine vom protesta în fața Ministerului Afacerilor Interne, iar poi mâine, pentru prima dată în istoria sindicalismului polițienesc, dacă mă puteți numi așa, din România, vom protesta în fața partidelor politice care se află acum la guvernare. Inclusiv la Botoșani? Nu, 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 doar la București, în fața PSD, PNL și UDMR, pentru că ei fac parte din coaliție. Am așteptat să avem un guvern ca să vedem pe cine mergem să tragem de urechi. Sunt Cănărău Ioan, vicepreședintele Sindicatului Europol. Cănărău Ioan, vicepreședintele